Pe de altă parte, întreprindem acțiuni în numele creditorilor care ne contractează serviciile în baza unui contract de mandat. Aceste două mari linii de acțiune sunt cele în care o să ne întâlniți în activitate, în piața economică, să zic așa, din România. În ceea ce privește prezentarea acestui nou concept, o să trec un pic în revistă de unde am pornit, în 1998, ce s-a schimbat între timp, care este strategia noastră de angajamente de plată, de asemenea, care este călătoria persoanei cu datorii odată ce intră în contact cu reprezentanții Grup România și cum vedem noi viitorul acestei industrie. Vă spuneam că noi am început la sfârșitul anilor 90. Atunci datoriile erau generate de persoane care în era post-comunistă contractau anumite credite pentru diverse acțiuni pe care le întreprindeau pe plan personal, gândindu-se că poate găsesc o cale de a nu le mai rambursa. Este cumva, reprezintă începutul activității noastre pe finele anilor 90. Ce am constatat însă, fiind foarte aproape de aceste persoane cu datorii de-a lungul timpului, încercând să le înțelegem cât mai bine comportamentul și realizând diverse studii de piață în care am încercat să întrebăm prin ce trec, cum se confruntă cu problema datoriilor, am observat că la finele anilor 2007-2008, de asemenea în prezent, situația s-a schimbat. Problema cu care se confruntă o persoană cu datorii este diferită, respectiv originea acesteia e diferită. Nu mai e o persoană rău intenționată care încearcă să păcălească creditorul inițial, ci este o persoană care din diverse rațiuni, fie criza economică și a pierdut locul de muncă sau i s-au diminuat veniturile, fie se confruntă cu o problemă socială sau familială, nu reușește să mai achite la timp. Acestei persoane ne-am gândit că îi se aplică o altă soluție. În primul rând, analizând cum, prin ce trece o astfel de persoană, am constatat că e un comportament pe care persoana respectivă îl găsește dificil. Deci se confruntă cu o situație dificilă și consideră datoria ca o problemă rușinoasă. Din acest punct de vedere și din alte rațiuni, de asemenea, care țin de faptul că este proiectată imaginea asupra recuperatorilor de creanțe ca fiind o activitate negativă sau agresivă, am încercat de-a lungul timpului să venim cât mai aproape de persoanele cu datorii, să avem campanii de comunicare, media, în care să încurajăm contactul și în care să le oferim acestora posibilitatea de a-și eșalona datoria în rate lunare, astfel încât să le fie mai ușor să-și achite datoria la timp. Această strategie pro-angajamente de plată a fost introdusă undeva în anii 2008, de către grupul nostru, și dincolo de faptul că a fost introdusă, așa cum spuneam, ea a fost susținută de aceste campanii în media, în presa scrisă, dar și în, pe canalele de televiziune, tocmai pentru a încuraja contactul cu noi. Pentru că noi degeaba avem un produs sau o soluție pentru ei dacă ei ne evită. De-a lungul timpului, de asemenea, vă spuneam că am încercat în permanență să înțelegem cât mai bine cu ce se confruntă persoana cu datorii, să înțelegem cât mai bine ce gândește aceasta sau cum simte interacțiunea cu noi. Din această perspectivă, am creat un instrument intern denumit de noi Călătoria debitorului și în care am făcut o hartă a acestei interacțiuni cu noi. Am încercat să vedem cum ne percepe de la momentul primului contact, cum se simte în relația în comunicarea cu reprezentanții noștri și cum putem să facem lucrurile mai bine, astfel încât să ajungem în cele din urmă la semnarea unui angajament de plată care reprezintă, din punctul nostru de vedere, soluția potrivită pentru acesta. Am identificat puncte de confort și puncte de disconfort în această călătorie a debitorului. Unii dintre ei au auzit de noi din campaniile media, alții nu. Unii dintre ei au cunoștințe despre datoria lor și faptul că ea a fost vândută către noi, alții nu.
Din acest punct de vedere, până la momentul semnării angajamentului de plată, este o călătorie destul de sprâncenată, dacă pot să mă exprim așa, în sensul că sunt multe puncte cheie pe care e nevoie să le cunoaștem, în primul rând, și apoi să găsim variantele potrivite de a le gestiona, astfel încât să ajungem în cele din urmă la semnarea angajamentului de plată, apoi la plata datoriei în acele rate convenabile și până la urmă la soluționarea datoriei într-un timp care este convenabil acestei persoane. Tot în această idee, tocmai pentru că există foarte mult disconfort, așa cum vom vedea și în studiul pe care îl va prezenta Dana, am identificat că persoanele cu datorii se confruntă cu foarte multe emoții, de cele mai multe ori negative. Că e vorba despre rușine, că e vorba despre încălcarea mândriei, că e vorba despre diverse astfel de sentimente negative, am încercat să venim în întâmpinarea acestora cu mai multe elemente care să-i determine, în primul rând, să accepte această situație și apoi să lucreze în scopul soluționării ei. Din acest punct de vedere, am creat așa numitul Loyalty Program, adică un program de fidelizare, în care încurajăm persoanele să semneze să participe la acest program, să semneze un angajament de plată și apoi să plătească lună de lună acele rate, având un beneficiu. Beneficiu constând în puncte pe care le pot aduna și respectiv acumula, iar ulterior să poată să beneficieze de ceva în schimbul acestor puncte. Deci, practic, scopul principal al acestui program este responsabilizarea persoanei să achite luna de lună la timp, odată ce a semnat un angajament de plată, și încercăm să venim cu această nouă perspectivă de a primi ceva la schimb. Chiar dacă este o datorie pe care ei o datorează integral creditorului inițial. Ca și criterii de aderare, practic avem nevoie de niște date de contact, număr de telefon, adresă de e-mail și datele personale, desigur. Iar ca și documente de semnat, este doar declarația de participare la program, prin care își dă acceptul de a intra în program și implicit beneficiază de avantajele programului și semnarea unui angajament de plată, care nu înseamnă altceva decât eșalonarea integrală a datoriei pe care o are la momentul inițial în rate lunare convenabile. Regulile programului, fiecare rată trebuie achitată la timp, pentru fiecare RON achitat din datoria integrală primește un punct, iar ulterior pot să beneficieze de produsele din catalog. Practic toată informația este prezentată în aceste cataloage pe care le-am printat și este disponibilă de asemenea și pe site-ul dedicat acestui program, în care, în baza unei username și o parolă, își poate accesa propriul cont, poate să vadă câte puncte are până la momentul respectiv și implicit să beneficieze de produsele pe care există în catalog, catalogul cu dorințe împlinite și cataloage care conțin o gamă largă de produse de uz casnic, electronice și electrocasnice, și prin care, practic, se întoarce ceva pozitiv asupra lor, care să-i încurajeze, de fapt, să-și înfrunte temerile și să gestioneze această situație. E foarte important de menționat că participarea la program este gratuită, nu implică absolut niciun cost suplimentar pentru persoana cu datorii, care este în această schimbare de paradigmă, devine clientul nostru. Iar din punctul nostru de vedere, această strategie în care agenția de recuperare creanțe vine mai aproape de clienții săi și ajută persoana să-și depășească temerile și să-și rezolve problema, este de fapt viitorul industriei. Deci o astfel de strategie ajută, pe de o parte, reîntoarcerea acelei persoane în circuitul economic ca și client sănătos. Pe de altă parte, reprezintă o soluție de tip câștig-câștig, în care toate părțile implicate au doar de obținut beneficii. Dacă există orice fel de întrebare la acest moment sau ulterior?
mulțumim mult de tot. Probabil la sfârșit, cu siguranță, vor tot ceea ce întreprindem ca și companie.